Da, bună, bună, băieți, mamă, ce drum periculos, mâncați-a sufletul tău. Uite aici. Deci, cât de aproape, viteze. Mașini merg în viteză, uite-te. Da, mai am câteva la vreo 10-11 km până în Ravenna. Și foarte, foarte atirul. Tirul s-a băgat pe banda 2. Din cauza că sunt eu aici. Dacă trece aici tirul, mă agață. Deci credeți-mă, mă agață. Deci dacă trece tirul aici, lipit de linia asta, pe mine mă agață. Uitați. Uitați-vă în spate. Asta e manevra pe aici. Da. Asta e. Văd acolo combinație în față. Cred că mă opresc acolo. Și până la Ravenna, numai nu opresc. Adică, aici îmi încărc telefoanele. Și pe când ajung la Ravenna, nu mai trebuie să mi le încărc, că și așa nu prea le-am solicitat astăzi, pentru că nu prea am, numai așa am drum. Uite, așa am avut drum astăzi. Asta e și... Asta e periculos, am avut drum mai larg. Uite. Da, și uite, așa trebuie să mă duc spre manevre, față spre Ravenna. Deși Ravenna nu mi-e în loc, nu mi-e în plan. Dar pe partea asta apei, uite, uite acum, trebuie să mă duc pe acolo. Dar pe aici trebuie să mă duc eu. Trebuie să ies în față la sensul girator. Dacă vine un tir, deci foarte strânt e mâncați așa. Dacă vine un tir, se face trap șmecherile. Mi se pare că trebuie să mă duc pe aici și ajung la... Oh, come on. Nu, mă duc înapoi. Mă duc înapoi, că eu nu mă pot duce acolo, numai pe aici, pe sub pod. Pe sub pod, pe aici. Aia. Dar nu văd semnul. Nu cred că e aici, cred că e în altă parte. Am văzut semnul acum. Dar trebuie să fie înalt și sus. Nu văd. Nu. Asta e. Dacă nu, dacă mi-e în drum, mă bag la el. Dacă nu, asta e. Nu mă mai bag la el. Are tare periculos drumul ăsta. Până termin, până ies un pic mai în față. Până scap pe sensul ăla giratoriu, care combină mai multe orașe pe sensul ăsta giratoriu. Numai tiruri vin de pe partea autobandei. Deci aici e nebuneală. Aici e nebuneală. De fapt, și ar fi că cam la ora asta ar cam trebui să se oprească nebuneala. Vine spatele meu, mâncați așa. Hai, sunt eu. Ia-l-ai, mă, cama, nu mai pot să ies, nu mai pot. Gata, numai dacă mă bag pe aici pe interzis, așa e fac. Numai dacă mă bag pe interzis. Adică, mă bag în sensul invers a mașinilor. Dar n-am eu treabă cu mașinile, ce treabă am eu cu ele. Văd, e lipitura mea. Măi, e acolo foie, aha. Că trebuia să mă duc roată. Mă duc îmi iau o cafea cu o liră 50 și stau acolo, mă odinesc. Am făcut vreo 20 de kilometri, cred că până am... N-am avut ce face, absolut nimic n-am avut ce face. Pauza de ora două, mai bine. Dar chiar nu mi-e descărcat, iară mi-e descărcat. Telefonul ăla mai mult îi mor decât viu. Am știut eu cât de scăcat. Băgam-mi și piciorul. La două, trei, până la șase, până se face noapte. Până la șase, mai vreo trei ore, șase jumate. Trei ore jumate. Deci mai am de făcut încă 10 km în 3 ore jumate. Am vreme. 3 km pe oră și le-am făcut. Oricum nu filmez. Nu filmez Ravenna astăzi, mâine. Mâine, dacă mă bag să târziu pe oraș, iară prin nebunele, aglomerații, lume. Nu, mâine, uite acolo, mâcă, e ca în gol mâcău. Mamă, dar ce parcare mare aici. Pare că e intră în ele gol. Am fost acum la unul exact acolo, unde mi-a dat femeia aia să mănânc. Exact unde mi-a dat femeia să mănânc. Uite-te, mă, în pungă, pus combinațiile.
ce poate fi, nu știu. Mă, tare, tare curios e așa. Am pus aici. Ce-o pus? Ce ai pus aici, tati? Ceva mizerie, ceva. Na, voi știți. Așa suspect eu legat încă. Da. Și la ala la care am fost eu, fraților, gol a fost. Gol, 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 gol. Eu am fost primul client de tăt mâcâul ăla. Eu am fost tăt, stăteau. Eu am fost primul client. Și cât am mai stat 40 de minute, erau 3-4 clienți în tăt mâcâul. Mare, mare. De asta îmi place la mâcă, că poți să-ți încași liniștit. Și te pui lângă o masă cu priză, e răcoare. N-au internet, internet n-au. Nu are nici un mâcău din Italia, nici unul nu are. Numai afișaj, atâta. Afișaj care, dar nu are internet niciun. A nimeni nu merge să facă compliance, să zică, domnule, n-aveți internet. Nu, aia așa e lui. Normal trebuie să faci compliance, tot timpul să faci compliance. Domnule, de ce mi-ți păcăliți lumea cu internet gratis dacă încă nu este? Trebuie să-i păcălești. Trebuie să-i dai în gât, că normal așa sunt regulile. Dacă spui ce oferi, dă ce oferi. Păi nu? Da, căgam e mai aici și combinația. Hai, mă opresc. Bag în mâncă. Am desperat să ia. M-am spirat. M-am barberit. M-am prins într-o baie. Am făcut la bagi acolo. Păi n-am văzut că singur acolo. Mi-am dat și seama că și... Nu o să mai vină repede nimeni, n-o zic, tati, mă bag aici, ei, mi-am spălat și niște ciorapi, mi-am spălat, m-am barberit, m-am aranjat, spălat, nu merg mai departe. Poate aici stăm un pic afară, să filăm cu mine înăuntru, să văd unde să mă bag direct la un pahar de suc, e 3,50 un pahar de suc, un pahar, deci pahar am zis. Pahar de 250 grame, e 3,50 euro, ca să vedeți. Eu îmi iau o cafea, americano, 1,50, 1,60 și facem noi ce vrem după aia, uitați. Uite, afară n-au ăștia, vezi? Vezi, ăștia n-au afară cum au alții. Afară era mai șmecher. Nici o problemă, mă bag în magazin. Da, cam asta e. Mă băga cu telefonul. Da. Asta e șmecheria, băieții. Asta e șmecheria, o să-ți fac acum. Mă duc, stau. 40 de minute stau. Exact cât am mâncat telefoanele și plec. Îmi iau o cafea și asta fac. Asta e story, story foarte scurt, că n-am știut că e aici, că nici știam, nu deja drum. Da, cam astea-s combinațiile, băieți, astea-s șmecherile. Mai am 10-11 km până la Vena, pe de acolo vedem. Oricum, vedem până acolo, multe pot să schimb eu. Ce este? Multe pot să schimb eu, da. Vedem, m-am pupat și o zi bună, pa, pa. Mergem înăuntru.